ca tot românul, am venit și noi duminica la un târg local. Aici am găsit maiouri. Eu am dat 100 pal meu. Am luat 50 de lei. Oh, good price. Good. Come back. Vă puteți găsi aici blugi? Din ăștia acumulam eu când eram copil, ia uite. Big Star. E, aici v-am zis, e altă marfă, altă treabă. Nu prea mai e pe îmbrăcăminte, ci pe fructe uscate, fructe confiate. Nu? Lucrătură frumoasă. După cum vă spuneam, am făcut un pariu cu Iasmin că găsesc aici scutări cu 150. Deși și aici la noi la cazare și peste tot ieri am găsit cu 200-250. A zis ok, challenge accepted. Așa că am ieșit pe stradă, mă și plimb un pic, caut scutărul evident în proximitate, să nu merg acum până în comuna alăturată. Și hai să vedem dacă o să reușesc să găsesc. Tocmai ce am plecat de la prima abordare. Am plecat un pic dezamăgit, domnul voia 200, mi-l lăsa la 150 dacă luam 3 zile, dar nu pot să-mi iau asemenea angajament. Și erau și cam jigărite. Acum vom vedea. Deci prima încercare n-a ieșit. Vedem cum iese la următoarea încercare. Faza proastă e că am luat-o așa la ochi pe aici pe stradă și sper că am luat-o bine. Să vedem ce găsim, că pe aici în Chiang Mai nu e atât de turistic să găsești la fiecare colț de stradă. Na, poți negocia când ai unde, dar strada asta pare destul de ofertantă. Hai să vedem ce îmi rezervă. Cum mergeam așa, după vreo 3 minute am mai găsit un loc de închiriat scutere. Hai să vedem ce preț o găsi aici, că au multe. Aici și mai 250 voiau și mi l-au lăsat la 230, la 225. Nu-i bine. Nu mă las, tot caut eu. Am găsit o a treia variantă, la colț de acote. Ia uite-le pe astea ce mari și frumoase sunt. Și aici au marfă destul de multă. Să vedem cam cum o să meargă și aici discuția. Am venit aici, am vorbit cu doamnele, l-am găsit și l-am luat la 150. Totul ok. Hai să vedem cum o să fie. E o răgălie destul de ok de scooter ăsta galben de aici. O vedem. Sper să-și facă treaba. Între timp am ajuns și la cazare cu motoreta, v-am zis, nu e ea cea mai nouă, cea mai frumoasă, cea mai dichisită, dar sigur să-și facă treaba. Pentru că suntem oameni cărora le place arta și cultura, am aterizat într-o librărie unde Iasmin își caută o carte. Poate o să-mi caut și eu una dacă o să găsesc și ceva timp să o parcurg. Și mă ne bucurăm că am găsit o librărie cu literatură internațională. Uite, au inclusiv The Beach, nu știu dacă e același lucru ca și filmul, dar posibil, da, dacă tot e pus aici. Titluri faine, foarte multă liniște aici, e o zi superbă de duminică și chiar e pustiu, adică... Bine, într-o librărie nu e niciodată prea multă înghesuială, dar aici chiar este destul de pustiu. Chiar vorbeam ieri cu Lee, cu călugărul pe care l-am cunoscut, despre Dracula și despre Bram Stoker, autorul care practic l-a inventat pe personajul fictiv Dracula, vampirul. E horror asta. Da, și uite, acum mă distram să văd că avem cartea chiar aici la raft. Lee nu prea știa exact care e ideea cu vampirii, cu Dracula și cum a ajuns să fie adus în zona aceasta unui vampir. Și am povestit puțin de Bram Stoker și de tot ceea ce ține de povestioară. A găsit o cărticică la anticariat. Iasmin zice că o să-i placă, vedem, dăm un feedback eventual după aceea. Și am găsit la colț și o brutărie. La ei e foarte rar să găsești brutărie sau chestii de panificații, pentru că nu prea au făină. Și dacă nu prea au făină, de obicei nu au ce să pună în raft pe subiectul ăsta. Au foarte mult orez, evident. Deci rar vezi baghete și chestii astea așa pe bază de pâine. Deci nu vă așteptați la merdenele și alte chestii, că pe aici nu prea sunt. Și... am găsit niște biscuiți, chestia așa, ca un fel de prelungire a micului dejun. Locul arată destul de civilizat,
Cam pustiu, v-am zis, duminică aici zici că a picat o bombă. Nu e nimic, pe nicăieri. Dar v-am zis, deci rar vezi asemenea locuri unde să aibă și foietaje panificație. Hello, beautiful lady, how are you? Sawadika! Hey! Da, o surpriză foarte plăcută acești biscuiței. Super, super buni. Chiar au gustul copilăriei. Da. Zici că sunt făcuți cu untură, așa, ca la țară. Exact. Și peste asta cu cocos a fost chiar foarte bună. Acum să vedem ce surpriză mai avem și acolo. Cafeaua la fel bună, peisajul super fain, așa, distractiv, cu grădina asta de vis-a-vis. E bine. Un aspect foarte interesant pe care l-am remarcat aici este că aici de multe ori am văzut contorul pus direct pe stâlpul de curent. Deci aici, sincer, nu prea poți să-ți dai seama pe, nu știu, cui facturează, al cui e și așa mai departe, dar probabil, hai să ne apropiem să vedem. Sigur are acel cod. Da, uite, are un cod. Probabil că în baza acelui cod se ia indexul și se transmite. Deci ei nu au aceste contoare în interior, cum avem noi de obicei, băgate în cutii, na, și greu de accesat. Dacă mă întrebați spune sincer, mi se pare o variantă destul de elegantă asta, că până la urmă unui citirea conturului se face super rapid, ușor și de această natură. Nu știu de ce la noi o fi altfel și un pic mai complicat, dar aici mi se pare o soluție destul de logică. Și dacă tot suntem la zona aceasta de înțelegere a arhitecturii orașului, să spunem așa, uitați-vă aici ce încrengătură de cabluri. Cel puțin acum vreo 3-4 ani Bucureștiul a fost spart peste tot, de tot felul de șanțuri, tranșee și alte nebunii, dar aceste cabluri prin București cel puțin au cam dispărut de peste. Cam toate sunt îngropate. A fost și o denumire a proiectului, nu mai știu exact, ceva cu subnet, habar n-am, ceva de genul ăsta, în care toate fibrele și toate cablurile au fost băgate sub pământ. E, aici, ia uitați, e urât, sincer. Uitați-vă un pic, îți cam strică priveliștea. Și, na, deci totuși să fim recunoscători că s-au făcut lucrurile acelea prin orașe. Pentru că dacă mă întrebați pe mine sincer, maxim aici ar trebui să se vadă cablurile acestea de curent de peste, nu toată manțocăria asta. Și aici e totuși lejer, am fost zone în care am văzut și mai și de atât. Anyway, am vrut să remarcăm așa lucruri care ne înconjoară. Ca tot românul, am venit și noi duminica la un târg local. Good price. Good. Come back. 50 mango, 1 kg. Ăla bunul, exact. Acum, chestia e că pe aici peste tot trebuie să purtăm masca, că altfel tăbară pe noi. O să mi-o pun și imediat. Se uită foarte urât dacă nu porți masca în asemenea spații. Așa că sper că se mai audă și ceva când vorbesc. Târgul arată destul de amplu, aș putea spune. Deci, ia uitați-vă cât de mare este, e o piață locală cu absolut de toate. Aș putea compara așa cumva cu Dragonul Roșu. Cu Dragonul Roșu, unde găsești și mâncare, și poșete, și licile 80. Ok, good price. Deci sunt prețuri foarte bune pe aici. Deocamdată dăm așa un ochi ca să ne acomodăm. Foarte bune, uite, șosetuțe la 10, în caz că le pierdeți la spălare, cleme de păr, gentuțe, șosetuțe, mărgeluțe și de toate. E veniruri, totul, e paradise. Este momentul acela în care e delir. Ia uite aici, uite ce fari sunt sticlele astea. Rise and shine. Ca să bei cei doi litri. Da, dar uite ce au cu bidonaș, nu știu. Da, foarte bun. Da, deci e un fel de Dragonul Roșu, de cool. Exact, un Dragonul Roșu mai de curat. Din Thailanda și mai, cred că mai ieftin. Se poate să fie mai ieftin sau dacă nu e mai ieftin, sigur aici costă mai puțin transportul să aducă marfa. Înțelegeți, de ce China nu e foarte departe. Și automat, cam tot ce ține de prețul, să știți, și am văzut pe aici și la electronice și la alte lucruri, prețurile clar sunt mult mai bune ca ale noastre. Uite, ca să vă dau și un exemplu, accesorii de telefon,
tot felul de zăpăceli, huse, de folii. Păi da, pe folie am dat, în loc să fi dat... 14 lei. Nu. 150. 21 de lei. 21 de lei folie de sticlă pentru iPhone 13, față de, cel puțin în București. Dacă te duci să pui o folie din asta, fără un 70 de lei nu scapi orice îi face. Mi-am dat un pic masca jos ca să audă sunetul mai bine, că simțeam că nu mă auziți. Hai să vedem ce mai găsim pe aici. Blugi, doaveni. Nu vrei, dar să le arătăm și oamenilor, ia uite. Vă puteți găsi aici blugi din ăștia cum am eu când eram copil, ia uite. Big Star, ăștia erau marfa de calitate de la Turchia. Big Star la 1,99. Cred că dacă mai aruncați o discuție, îi luați la 100. Hai la 1,130. Deci, chiar prețuri foarte bune pe aici la bazar. Mai ales că nu e asta, căutăm haine, să le spunem așa, consumabile. Haine ușoare de care să nu spală rău. Cred că i-ați venit mădul la doamna asta, că am văzut că coase, să-mi coasă și mie buzunarul. Ce zici? Circos eu. Circoși tu? Da, mi s-a rupt un buzunar aici. La pantolonaș. Hai. Da, ia să vedem ce mai avem. Materiale, dacă vrei. Materiale din astea, da, a, da, sunt materiale, da, de croitorie, de croitorie, ia uite-le. Și ăsta fi la metru, nu? Da, uite, pentru cine e interesat de zona asta de materiale, eu v-am mai spus și o repet așa în diverse momente, că ei sunt foarte cunoscuți, cel puțin pe partea asta de croitorie. O grămadă de locuri unde se face croitorie. Ia uitați aici câtă diversitate de materiale, câte variante, care mai de care. Ia uite, Iasmin, uite-te și tu câte magazinul ăsta nu se mai ține. Deci mai în ăsta, dacă intri, cred că stai o zi. Și rețineți, ceva, cred că cu ofertă, 3 la 100, 70 metru liniar. Și sunt, nu mă pricep eu prea bine, dar cred că sunt... Sigur sunt prețuri bune. Nu, mă refer la materiale. Asta e o chestie încegat. Da, deci materiale stau foarte bine. Ia să vedem ce mai găsim pe aici. Găsim Goldeanu, Goldeanu aurului, ia uite, ghiuluri, rumburacuri și care mai de care. Lucrături în astea de ale lor nu arată ca alea de Turcia, dar vezi, sunt mai mult pe stilul indian, așa, cu multe filigrane, cu multe variante în astea de... Ia uite acolo ce ghiulace. Da. Nu știm exact prețurile, nu prea ne preocupă pe noi. Ia să vedem. 150, nu știu. Silver. Asta e silver auriu? Cum Dumnezeu le-o știe? Placat, da? Mă rog, nu de, eu unul cel puțin nu prea sunt cu bijuteriile. O să-mi vedeți mereu, mâinile sunt curate. Maxim un ceas, într-adevăr un ceas întotdeauna îmi place. Dacă e de calitate, cu atât mai bine. Dar... Nu prea suntem cu bijuterii și cu chestii care să atragă atenția, pentru că astea automat ne pot expune unor riscuri atunci când vine vorba de, și anume, hoți. Și vrem să fim atenți și precauți. Se poartă uneori mâna în nas când nu ești atent. Am văzut, sunt mai multe persoane care sunt încă la momentul acela. Mă scuzați, dar mă mai distrez și eu așa din când în când când vă prezint. Ia uite, costume populare așa, gen, nu? Sunt, sarung. Sarung, așa se numesc? Cred că da. Sarung. Sarong. Da. De toate, de toate, de toate. Nu te plictisești aici, ai ce găsi. Dar noi, după cum prea bine știți, călătorim cu un ghiozdan. Puteți găsi și un copil dacă vreți. Glumesc, evident, ei săracii de multe ori își cam țin copiii pe la locul de muncă, dar să știți că nu prea am văzut copiii cu telefoane prin mâini, cu chestii din astea care să îi agite, oarecum sunt foarte liniștiți copiii pe aici și nu am văzut nici parenting din ăla cu cafteală. E un parenting apropiat, se pare, așa, skin to skin, să zicem. Îi cam țin pe lângă ei mereu și copiii sunt ok, sunt ok. Ce mai sunt și astea? Esențele? Cred că sunt esențe de parfumuri sau? Da, probabil. Uleiuri, chestii. Super.
Ia că am găsit și ochelari la 50 de data asta, dar sunt cam urâței ăștia. Dar să știți că seamănă foarte mult cu cei pe care mi-am luat din Carabii, dacă vă amintiți la târg, dacă v-ați uitat la acel episod. Trebuie să vă recunosc că între timp s-au și crăpat, s-au și stricat. Adică e pe principiu cât dai atâta face. Acolo i-am luat de la 79, aici sunt la 50, ca să vă dați seama. Dar cred că mai jos de 50, slabe șanse. Oh, am pierdut-o pe Iasmin. Stați așa, că m-am luat cu vorba. Am pierdut-o pe Iasmin, cred că și-a m-a pierdut pe mine, dar imediat ce îți dă seama, sigur se întoarce. Ia, hai că am găsit. Ai văzut ochelarii aia de am luat eu la 79, că aici sunt la 50? La 50? Aceeași. Aceeași. Eu zic că sunt chiar, nu erau aceeași lentilă, dar modelul ăla era. Salopete de blug, 300. Și pantaloni ăștia de care mai plac mie, numai că ăștia sunt cam groși așa, n-au material din ăsta ca al meu vaporos. Bine, ăștia dacă ai făcut un picior mai mare s-au și crăpat. Ăștia sunt din material din mai gros. Eu am luat pe ai mei la 150, evident că am dat o gălăgie de bani, că am luat din Patong. Aici e 199 și se vede că e lucrătură mult mai complexă decât ai mei. Deci când am dat pe 150, eu te Iasmin, și ăștia 199, altă treabă, na, știi cum e, când nu știi, plătești. Și ăștia sunt mult mai calitativi, e altă treabă. De-aia facem oameni buni și frumoși pentru voi aceste clipuri, să aveți informația la îndemână, pentru că, nu vreau să sună clișeu, dar informația costă. Deci că a zis o doamnă Baștiri, nu înseamnă că Alexandra Stoicescu puțin, mi-a ieșit pronunția, Alexandra Stoicescu. Seamănă parcă un pic așa. Numai că în varianta un pic ciobită. Și cred că am găsit-o și pe Andreea Esca. Aici am găsit maiouri. Eu am dat 100 pe al meu. Și aici sunt 100, de fapt sunt 100. Sunt la același preț. De-aia cred că dacă intru un pic așa la o discuție, se duce și mai jos. Hai să vedem, Iasmin, sunt ceva maiuri pe aici care să fie drăguțe? Nu sunt mai niciun maiur, dar ziceam că elefantul ăsta e simpatic rău. Da, altă marfă, 120. Da, nu mai îmi iau că nu mai am unde să le bag. Da, ăla e. Thank you. Nu mai îmi iau deloc, a venit așa de tare intervenția, nu de alta, dar nu mai avem unde să le băgăm aici, beleau. Cred că o să mai avem din ele, Iasmin. Ca să poți să bag altele noi. Nu? Lucrătură frumoasă. Mega cool. Da, sunt foarte frumos, sincer. Păi ia să te mai uiți. Că dacă vrei, ții tu și bagi la mine în bagaj. Vedeți ce băiat sunt? Bagi la mine, le care o mână, nu-i problemă. Așa se ține, cu stare de bine, că ce să-i faci? Dacă tot îi interzici, nu se simte bine. Să aibă libertate, să simtă că poate. Că după aia are reacțiune să ia decizia. Toată strada asta e tot un market. Mamă, ce e aici? Haide. E fuleanu, fuleanu. Și ce e bine, de exemplu, pe aici, că deși suntem în mijlocul zilei, e mai adăpost, mai răcoare așa. În sus se văd norii ăștia, super. De astăzi dimineața mă tot uit la aici, frumos sunt. Ia uite, și poșete, genzi din astea de umăr. Am văzut că băieții mai poartă așa ceva, nu prea e stilul meu. Haine de sală. O grămadă de chestii pe aici. Dar ce îmi place mie tare mult este că nu se repetă marfa, ai remarcat? Da, de eu caut ceva. Așa. Și am văzut la un moment dat în Aonang, frate. Nu știu ce nu mi-am luat. Ia-ți tu niște kilozi din ăștia. Să fie treaba, treaba. Ia uite, din ăștia de sală, ai văzut? Da. Marca originală de la Adder. Cred că vrea să fie un fel de Adidas. Da, a ieșit un pic mai câș. Hai să mai opresc un pic ca să nu vă plictisez, vă arăt cum mai găsim ceva și mai și. O pată de culoare și pe aici. Mai ales doamnelor și domnișoarelor. Ia uitați ce modele. Foarte frumoase și foarte colorate. Super! Serios! Uitați ce bine arată. 199 și mai ales încă o dată. Astea sunt prețurile afișate, desigur.
mai pot fi negociate un pic. Ai, cred că iar am pierdut-o pe Yasmin. Mi-a făcut schema aia, că a luat-o pe stradă ca să mă fenteze. Acolo erau covoare, în capăt oricum nu prea mai era nimic de arătat. Că doar n-ați venit până în Thailanda să vă luați un covor, e mai greu de cărat, vorba aia. Tricouri, fain, tare! Alt magazin cu pânze, 10.000 de dolari de pânze. Asta e cam rigid, de exemplu ăsta negru, mă uitam. Că nu e așa vaporos, nu e din ăsta să fie cu volum. Da. Eu sincer am mai fost așa ocazional la Dragon, în rare ocazii într-adevăr, că timpul nu prea îmi permite. Și nu prea am văzut așa varietate, deci se pare că aici chiar au acces la marfă un pic mai altfel decât ajunge la noi. Uite, lipsea și partea de încălțări. Ce ai făcut? Ai strănutat și au... Când ai strănutat au sărit cinci de lângă tine, nu? Ce auziți? Gata, a venit occidental, a dă cu noi. Dă noi cu... Nu pot să zic numele că s-ar să lăsa pe... Uite, ăștia... Aici avem doi oameni care nu poartă mască, sunt rari. Dar în rest v-am zis și uitați, statistic vorbind, dacă vreți să ne uităm la oameni, toți cei care poartă, o poartă corect, peste nas. Cei care nu poartă, nu poartă, e treaba lor. Dar haideți să luăm așa, 1, 2 oameni, vă zis, 3, 4, facem statistica la 10, da? Doamna mănâncă, nu se pune. Doamna a mâncat, să zicem că nu se pune, da? 4. 5, da? Doamna de aici poartă corect. Hai să vedem mai departe cum ne este statistica. Stai că am și uitat la ce uitam pe aici. 6, doamna poartă corect. 7, doamna magazin poartă corect. Până la 10, da? Deci până acum sunt 7 oameni care poartă corect. 8, 9, domne din față, doamna, 8, avem unul minus, nu poartă deloc, poate tocmai ce a mâncat ca și doamna, zicem că nu se pune, da? Dar vedeți că nu există om care să o poarte sub nas. 80. Deci toată lumea care poartă masca, parcă oamenii ăștia au înțeles că trebuie purtată peste nas. Gata. Am încheiat cu discuția cu măștia și cu așa. Sper să nu mă umplu la secțiunea de comentarii de hateri, dar eu doar vreau să vă arăt ce înseamnă disciplina. Da, și vis-a-vis. Hai. Deci ce înseamnă disciplina? Oamenii au înțeles cum se face treaba și acum vreau să vă spun că mulți atât de bine au înțeles încât nu mai vor să renunțe la ea. Opa, avem o doamnă care e intermediară, ia uitați, sub nas. Ma! Deci avem și excepția care ne confirmă regula. Mamă, uitați că s-a prins. Mare. 130, păi da, dar ai dat în stațiune, ce să faci? Hai! Aia e situația. Revenind, dacă vreți să vă luați o macetă, un cuțut, Lime-urile, să știți că sunt greu de găsit. Noi nu prea am găsit lime așa, de ori de câte ori am. Și fiecare pat stai și dă câte un lime. Da, nu știu, e ceva ciudat. Mamă, în câtă piațeta intrăm acum. Ia, vezi că au și mango sticky rice. Ia, vezi cât o costă aici. Unde au? Uite acolo. Noi știți că suntem fierți pe mango sticky rice. Nu ratăm niciun moment. Da. Hai să vedem dacă îl găsim mai jos de 50. Ce zici? N-are preț. Asta e un pic ciudat. Sunt acolo prețurile. Sunt acolo prețurile, dar putem folosi Google Translate, că și noi suntem deștepți, nu? Hai să întrebăm direct. Ia. You are here? Ok. Să ne băgăm în fața doamnei, să ne bodogăne. Hai să luăm statistic. Sus acolo văd că pe prețuri are 50, 60, deci probabil că e 50 sau 60, 30 nu cred că o fi, nu? Hai să întrebăm, așteptăm la coadă? Da, am aflat, tot 50, deci n-am găsit mai ieftin. 50 de bați, n-am mai stat, am plecat, că dacă găseam la 40, luam doar așa de idee. Mamă, și uitați aici ce am găsit, e full de marfă. E, aici v-am zis, e altă marfă, altă treabă, nu prea mai e pe îmbrăcăminte, ci pe fructe uscate, fructe confiate. Sunt chiar curios să văd, uite, punga asta mare de fistic, că ce vorba ce e preferatul meu, este 260. Nu știu exact dacă e un preț mai bun sau nu, sau prea bun, ar trebui să facem o comparație cu gramajul, nu știu câte grame fi avut ăsta, ei nu prea scrie aici. Dar pare ca fiind din Thailanda.
Hai că întreb câte grame au avea. Excuse me. How many kilo here? Half kilo. Ok, yeah. Thank you. Thank you very much. Ok, yeah. Thank you, madam. Yeah. Thank you. Deci din 260 mi l-a lăsat la 230, jumătate de kilogram de pistic. Cred că e bine, nu știu, nu-mi dau seama. Trebuie verificat. Pentru cine se pricepe, să mai lasă la secțiunea de comentarii, să ne zică și nouă dacă prețul ăsta e unul bun. Părea cantitate, adică părea calitativ, așa, mare, mare. Nu părea din ăla micuț, prăpădit, de nici nu poți să-l deschizi. Da, și la etaj. 230 îmi lăsa doamna dacă luam fistic. Se pare un preț bun. Uite, jumătate de kilogram. Nu. Tu știi prețurile, nu? Prețul la kilogram de fistic ar trebui 10 lei. 10 lei? Jumătate de kilogram ar trebui... Nu, 100 de grame 10 lei. De păi asta avei? Zic, 500. A, deci ar trebui să fie 50 de lei și să lăsa la 250, 28 și cu... 28 și cu 7, cred că 35. Era ok. Era ok, nu? Ce să faci cu atâta fisic? Să-l mănânci, ce să faci? Da, uite cât de cool, dacă vrei suveniruri. Uite ce simpatic e elefanțelul ăsta. Și 18 doar, da. Uite și cât de cute e. Chiar e, da, serio? Și lucrătura. Îți dai seama că dacă e mai mult, îl ajungi la 15 lejer. Super frumos. Da. Chiar e foarte frumos. Uite, pentru cine nu știa încă, să vedem că și eu am aflat pe parcurs. Pentru ce e această broască? Că m-am uitat și eu, le-a zis, mă, ce o fi cu broasca asta? Broasca asta, în realitate, chiar există. Și face acest zgomot. Stai că nu prea să aude. Deci asta e scopul să imite zgomotul broșcuței. E un zgomot care, odată ce sunt vreo 30 de broșcuțe în zonă, nu mai poți să stai. Pentru că am un cap. Deci nu poți să... Da, ăștia crevești neuscați, pe care îi folosești la... La mâncare, când îi pisezi. Epicez, da. Și faci cu textură de creveți. Ia uite, ai și aici, pe creveți. Creveți mai mici, creveți mai mari, pește uscat. De aici se dau aromele, ia uite. Da, nu avem asta. Chestia plăcută e că nici nu miros urât. Adică sunt uscați și miros bine, să zicem așa. Sunt corect. Ia uite, inclusiv vieri, ce sunt ăștia? Ai văzut? Ce? Niște vieri. Lom? Nu! Oh. Păi, ne-ai zis că... Capul ăla, thank you. Ne-ai zis că facem degustare de chestii ciudate? Să mâncăm și noi un viermișor. Eu aș fi luat cu tequila, poate, să meargă. Da, după o sticlă de tequila, poate. După o sticlă de tequila, mănânci și carton. Bețișoare. Auzi, noi vrea să luăm pentru călugări, că ai zis că mergem la călugări. Ia să luăm niște bețișoare. Că o să mergem la un templu unde o să ne întâlnim cu alți călugări și am înțeles că e ok să le ducem bețișoare. Că ei au nevoie. Cred că au nevoie. Păi crezi sau nu știi? Hai să mai căutăm o dată, gen cu ce se duce. Păi uite. Pentru că avem nevoie și de bețișoare, avem nevoie și de lumânărele, imediat. Uite, avem și lumânări. Și ce zice în ghidul ce se duce unui călugăr? Hai că vedem acum. Noi așa am înțeles că e bine să le ducem lumânări, bețișoare parfumate și mâncare, orez respectiv. Orezul e bază. Acum întrebare întrebătoare, ce-o fi asta? What is this? Dry pitel nut. Dry? Dry pitel nut. Pitel nut, okay. Yes. Thank you. Eat? For eat? Yes. Oh, okay. Thank you. Deci de mâncat. Deci uite de ce zice. Yeah. Apă, lumânări, cafea, zahăr, chestii de genul. Și medicamente. Oi. Mhm. Păi, am putea să luăm... Tenerim. Lumânări și bețișoare deocamdată, dacă tot suntem aici, că probabil e un preț foarte bun. Stai să vedem. Ia să ne, ce mai zic oamenii. Ne-am decis, o să luăm niște bețișoare parfumate și un set de lumânărele.
Pentru că sigur cu asta nu dăm greș. Ne-am tot sfătuit până acum și cu domnișoara, ne-am și uitat pe net. Ei zic că e bine să duci și flori. Acum, na, nu știm exact care e treaba cu florile. Dar o să luăm, sigur, bețișoare parfumate, adică pe care le ard. Și lumânărele, sigur, sunt bune. Cât a costat, Iasmin? 70. Era să zic cât a costat toată distracția, dar aici nu prea e distracție. Discutăm de lucruri mai serioase aici. Până când rezolvăm cu socoteala, mă uit pe aici, ce-o fi și asta, bă, frate? Ce-o fi aici? Bețele astea. Mamă, ce, deci trebuie să aflu. Așa galbene. Ai vreo idee ce-o fi asta? Hai că întrebăm. This, what is this? To eat? To eat? No. No. Temple. Temple. Aha. Deci e tot ceva de pe la templu, zice, că se dau și aceste nuiele. Let's see. Ia că vedem acum imediat la domnișoară ne ajută. Avem aceste tipuri de bețe, mai sunt furceluțe și nu înțeleg să o dea foc, să o... Nu știu. Yes. Support the tree. To keep the tree? Yes. Like a support? Yeah. You keep the branch of the tree. Aha. Proptele. Nu-mi dau seama, o fi proptele, cine știe? Proptele. Proptele and gamble. Body tree. The body tree, the sacred body tree. Gata, thank you, cap un cal, thank you. Deci astea sunt body tree, sunt făcute din copacul sacru sub care Buddha a stat când a avut revelația, știi? El stătea și medita sub body tree. Astea sunt făcute din copacul ăla? Probabil, asta e simbolistica lor, înțelegi? Și le folosesc la templu, vedem ce scopuri, nu știu, hai că o să le arătăm, să facem și o poză, ca să mai întrebăm călugării. Ce se întâmplă cu ramurile acestea, de ele folosesc pe principiu de body tree, deci arborile sacre. Da, că... Thank you very much! Thank you! Pentru că, după cum prea bine știți, Buddha a trecut prin multe provocări până a ajuns la calea iluminării și, printre altele, stătea și medita sub un body tree. Sincer, nu știu să vă traduc în română cam care este... specia de copac, exact. Eu asta știu, am reținut în engleză de body tree. Și sub acel copac a avut revelația echilibrului și a modului în care iluminarea poate fi căpătată și de aici au început toate învățăturile lui. Am îmbinat cumpărăturile cu un pic de spiritualitate, cu un pic de discuții în zona aceasta. Revenim la cele lumești cu niște cordeluțe de păr, cu poșetuțe de toate felurile. Deci v-am zis, mie asta îmi place tare mult, că nu se repetă absolut nimic. Deci toată marfa este destul de unică. Nu prea am văzut chestii care să fie... uite, asta, genul ăsta am mai văzut așa, simplu. Chiar mai devreme. Dar o varietate, vă spune sincer, ne-a luat căpiala, câte spaice. Și cum se numesc asta? Sacouri, taioruri, cum se... Taiori, cred că se numesc. Pantalonași. Uite pantaloni, ăștia similar cu ai mei, la 100, evident. La prima discuție. Ce răgușoare ai avut? Am dat-o așa, la prima discuție. Păi da, că știam că, da, m-am dat mult pe ei, că mi-am asumat-o, că eram pe stradă centrală, n-aveam ce face, trebuia să mergem la templu aia. Uite ce haine de copii. Ce frumoase sunt. Super frumoase sunt. Oricum, copiilor pe aici sunt și foarte simpatici, așa, sunt micuți.
și drăguți, cu ochii aia migdalați așa negri și părul ăla tot negru, negru și întins. Foarte simpatici sunt copii. Aici un atelier de croitorie. Hai că v-am dus prin toate cotloanele, deci n-am scăpat nimic. Nu pot să zic. Un copac cu flori. De unde avea provenit și piesa. O știi, Iasmin? Nu. Un copac cu flori. Și cam atât. Nu că nu mai știu versurile sau ceva. Este tot ce ți-aș dori, tot ce mi-aș dori. Nu mai știu. Nici nu mai știu cine o cânta. Dar poate îmi scrieți în comentarii, că știu că e un șlagăr consacrat, să mă exprim așa. Uite, aici chiar ai și un balcon de vizitare. Să poți să ai o perspectivă. Știi, vii aici și îți faci planul de bătaie. Te pui aici, îți pui așa mâna în șold și zici, ia să vedem pe ce stand trebuie să ajung. Unde... Da, vedeți și explozie de culoare. Revoluția remarcați treaba asta. Deci pe oriunde te uiți, totul este bucuria ochiului. Este culoare peste tot. Bineînțeles, mult galben, portocaliu, lila, mov. Deci nu sunt chestii prea închise. Hai că până am admirat eu peisajul, am pierdut iar pe Iasmin. Ghiozdănele de toate felurile, genți. A, cred că am văzut-o. I-am văzut roșcovenia de freză pe aici, pe după colț. Cămăși. Ia uite, eram pe culoarul greșit. Pantaloni de toate. Oamenii ăștia sărmanii, vă spun sincer, au atâta marfă că n-au clienți câți. Câtă marfă există aici. Duminică ar fi putut să fie ceva mai multă înghesuială. Dacă nu din partea turiștilor, măcar din partea localnicilor. Dar vă spun sincer că bate vântul rău de tot pe clientelă. E cam liniște. Vezi că la subteran putem să mergem și la ceva cu mâncare, să vedem și ce se poate servi aici, în zona de food. Yes. Aici parcă mi-a trezește un pic așa amintiri de pavilion H, cum era pe vremuri, înainte să devină berăria H. Pavilionul H așa era un fel de sala Prisma, cine a prins la Prisma. Așa erau lucrurile acolo. Acum să-mi spună mie cineva dacă este ok să fie puse pe picior de egalitate, aruncat unor hârtii pe jos cu urinatul și mai ales cu să, în public, să dai cu fecala. Sunt toate pe același prag. Ar fi trebuit și ele să fie arunci pe jos 500, faci pipi 1000, faci caca 2000. Cred că e un pic mai grav aia ultima. În orice caz am reținut ideea, nu aruncați pe jos nimic ce vă aparține. Deci m-a disperat. Deci astăzi soarele ăsta, cum zice, norii ăștia, mi se par absolut minunat. Deci sus, aici vedeți, sunt gri. Mai undeva în spate, un plafon din ăsta, uitați-o, albastru, așa. Și nu se vede pe cameră, arată foarte, foarte frumos. Și ce v-am să zic, aici dragon fruit-ul, da? E 30, frate. 30, noi l-am găsit la 80-100. Deci, astea sunt prețurile reale, vezi? Astea sunt prețurile reale. Deci, oameni buni și frumoși, și încă o dată vă repetăm, uitați-vă cu atenție la ce vă dăm aici, să nu ajungeți să dați multe sute. Vezi că și mai în față mai sunt fructe. Hai să ne luăm cu mâinile de cap. Asta este ideea, că ok, în stațiune într-adevăr nu există. Am fost acolo deja? Ok. Nu există piețe atât de locale prin stațiuni. Dacă căutați-le, luați un scooter, un ceva și mergeți la piețele lor locale, pentru că aici o să găsiți cele mai bune prețuri. Deci, uite, inclusiv durianul cât este? Ia. 40, bun prețul. Ia uite, aici avem un fel de smochine. Ce mai avem aici? Vezi că la durian 140, deci prețul standard. Durianul, nu știu cum, ăștia, vezi că durianul e la 140 și se ține prețul. Da. Deci zici că are preț standard durianul. Uite ce frumos e, doamna, vezi așa ananasul, e așa în spirale. Foarte frumos să-l curăță, ca să elimine chestiile alea tari. Uite, are un scul așa, are un cuțit din ăsta.
cu el, îi dă forma asta, vedeți de ce, ca să elimine, ca să elimine zonele acelea de desene plăcute la gust. Foarte interesant, n-am știut. Uite ce frumos este. Mi se strigă din public că mi s-a găsit plăcerea. Ce juicy sunt ăștia mici. No. Yes. Mamă, uite și pe ăștia ce bine arată. Arată bine ăștia mici, uite ce urchișuri au. Deci ca să vă dați seama, un deget, ia uitați cât e un deget pe lângă ei. Dar uite-te la muște de astea. Vai, deci aici doamna are numai și numai nebunii. Greierii ăștia sunt imenși. Ieri. Vezi că unii cred că se mai mișcă încă. Hai! Adică unii dintre ei se mai mișcă. S-au strecurat din aia de pe stradă, s-au strecurat la tarabă. Deci, nu știu, hai să luăm Ricci, care e cel mai bun preț? Păi 20, cât eram? 20? 80 erau. A, 80? Bine, hai că opresc filmatul și luăm o decizie, hai! Gata, ne-am lămurit doamna care vinde gândăcei. Ia uite, opa, asta e care client. Are client, doamna a poftit la niște greierași. Când i-a văzut acolo, i-a lăsat gura baltă. Hai, dai zi că și eu vreau, sigur. Hai că și mie. Ia și mie unul măcar, un chips. Vezi că e cu proteină. Ia uite. Te uiți așa, dar și eu aș vrea. Abuzați secțiunea de comentarii dacă ați mâncat sau nu așa ceva. Abuzați? Abuzați-o. 60, nebuna ta, păi dau atâta pe asta, pe fructe, 60. Pe sănătate. Deci uitați-vă cât am mai pun, am luat de 60. Bine, da, nu, a zis 68. Nu mă, doamna a dat 50. A, doamna a dat 50 pe gândăcei. Noi dăm 68 pe... Ia uitați-vă aici, deci 2 kg aproape de... licii. Dar mențiune importantă, mergem acum acasă și tăbărâm pe ele ca să se fac repede, se borșesc și după aia să aibă gustul ca și gândaci. Să luăm un mangostin? Da. Uite, ne face și un băiat poze cu, da, cred că film ne face. El ne face nou, noi facem lui. Se iau din ăsta? Cum? Se iau din ăsta? Ia și un ăsta, zici să ne dea restul. Can I take this? Keep that. Ok? Ok. Thank you. Cap un cap. Oh, thank you. Cap un cap, madame. O doamnă până la capăt. Dacă îmi dădea și un gândăcel, era și mai și... Făceam jumate-jumate. Te băgai la un gândăcel cu băiatul? Nu cred că vrei așa ceva. Uite, da, mă, ia și mie unul. Măcar. Dar astea ciurfi. Să fiu ouă de crocodil. Hai de cap. Pare ceva, nu, adică... deci nu pot să cred că vrei așa. Deci ai un greire, nu apare. Îți dai seama că îți bagi joc de marfa cu doamnei dacă te miți, atâta te țin la nas de gură și de toate alea. Ia și mie un ochiușor de ăsta. O mai pup după aia în viața ta? Nu, nu te mai pup never ever. Hai. Oameni buni, știți ce o să fac, nu? Și dacă am poftă mâine... Ne mai gândim. Știți ce o să fac, nu? O să ajung în Bangkok, acolo unde știu că sunt piețele alea nebune. Și de dragul vostru și al clipului, eu mă bag. Am mai mâncat, știți, în videoclipurile anterioare, că am mai mâncat nebunii. E, într-adevăr, erau mai mici, nu erau așa de mari. Deci mie nu vine să cred că noi am luat o tonă de licii pentru 60. E o tonă, 68, în condiții în care am dat 130 pere și un sfert din ele erau stricate. Păi aia înseamnă dacă cumperi de... Na, eram la târg, eram... Eram entuziasmat că ce bine arătau un pungă aia, na, de plastic. Ne-a luat ochii. Exact, hai încolo. O să întrerupem aici videoclipul de la piață. Ați văzut cam ce se poate găsi pe aici. Ca să aveți un reper, deci suntem undeva în periferie. O să vă las pentru amuzament chiar linkul direct de Google Maps, ca să puteți să-l accesați, să veniți și voi aici, să vă bucurați de așa ceva.